oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum, după un traseu de aproape 2000 de kilometri, drum greu, drum de seară, drum făcut în toată Europa. Serghei Mizil a ajuns azi noapte la ora 3, de fapt azi dimineață la ora 3, în capitala Republicii România, absolut consternat, plin de nervi, cu o supărare pe care eu pot înțelege că am mai fost pacilea până Germania, până Austria, până Ungaria, dar cei care n-au fost de curând sau care n-au fost niciodată, n-o pot înțelege. Bună ziua, Serghei! Bună ziua, dar bine. Nu că, stai puțin, că nu ne luăm cu Austria, Germania, că iau autostrăzi de când noi nu aveam și căruțe, nu? Povestea e că au făcut ungurii, cehii, adică nu există așa ceva, nu există așa ceva. Păi ce, adică, ai venit pe mâncă, de supărat, pe mâncă, de am făcut, deci Ungaria am făcut-o în aproape 3 ore și la noi 100 ceva de kilometri pe Valea Ulturii în 4 ore și... Păi și care problemă? Și știi ce mă enerva? La toate cursurile, la toate alea, bă, numai echipaje mâncați așa, adică sunt și deștepți, adică n-ai cum să mergi și stai să mergi pe fraier să-i carnetul, după ce am mers acolo, ți-a luat familia că a intrat în țară și că n-are cum să meargă, să mai ieși carnetul, să mai ieși banii, să mai ieși totul. Păi România, nu-i țara ta, nu-i iubești. Am ce dracu, eu zic că ăștia sunt idioți. Din punctul meu de vedere, să moară mama, n-avem voie că e ora, da. Să nu moară mama că e moartă, da. Vreau să zic că pârnaie, că e la modă. Păi, mâncați așa, eu i-aș băga la pârnaie pe toți ăștia care au fost cu lovele pe autostrăzi de când de la Revoluție până acum. Păi, înseamnă că bagi la pârnaie, îți fac eu socoteala pe repede, înainte vreo 15 guvernări. Și ce, dacă eu te ce, să supăra că bagi 15 vezi că și Băsescu a fost ministrul transportului. Să fie sănătos, pe cum nu e posibil așa ceva, mă, să nu se facă. Fii atent. Au făcut autostrada că și aici mă enervez în fiecare zi. Deci au făcut autostrada Ploiești-București, care se termină în centură. Care se termină nicăieri. În centură. Da. Da, un pod care mai avea un kilometru. Deci eu fac 8 minute până la centură și la centură până în București o oră, o oră jumate. Așa. Păi, de ce m-ai făcut aia? Păi de ce mă te pe mine? Adică am făcut autostrada care se termină unde? La Măsa. Da. Da, acum, pe bune, ai venit supărat la emisiune, emisiunea avea alt plan, a venit atât de supărat. Nu, dar știu, măi, că asta, că efectiv... Băi, stai puțin, ce te-a enervat atât de tare când toate astea sunt de 20 de ani, 27 de ani? Când n-am plecat cu mașina. Corect, bun răspuns. Nu, dar nu se poate așa ceva, adică stai să te gândești că, practic, noi nu am avut niciun fel de evoluție. Păi, am stat acolo, am avut în filme, deci treabă prin niște state, în fostul DDR, deci tot... În Republica Democrată. Din fosta Republica Democrată. Așa. Păi noi avem orașe cum au ia mâncat și limba ta acolo. Păi da, mă, dar păi i-a ținut... Ce i-a ținut? I-au ținut nemții la în brațe. Au băgat miliarde de mărci în ei. Nu există, mă, la noi e o japcă totală și din punctul meu de vedere... Păi stai, mă, nu erai tu, păi stai, mă, Serghei, nu la ultima emisiune acolo stăteai pe scaunul și erai tu PSD-istul foc? Nu erai tu, ba da? Niciodată n-am fost PSD-ist. Băi, ești nebun. Doamne, nu, domnule, fii atent aici. Nu ești tu PSD-istul miez? Nu. Dacă am PSD-ist, am regimentat. Nu, dar ești cu ei. Dom'le, acum văd că ei la putere nu mai îți place nici de ăștia. Nu, domne, fii atent, că nu sunt cu nimeni. Pe mine ce mă deranjează, că eu sunt destul de bătrân, nu? Nu. 60 ceva de ani. Mulți n-ai. De 20 ceva de ani tot aștepți că vin unii care tot măcăne, latră, și bă, mă vine să facă, mă, 20% din ce spun și tot ei ar fi bine. Din toți ăștia care veneau, dacă făceau 20% au spus, eu zic că eram bine. Bă, poți să te întreb ceva, dar să nu te superi pe mine? Nu, poporul român în care faci și tu, fac și o parte, merită ca politicienii să facă 20% din ce promit? Știi care e chestia? Răspunde-mă la întrebare, lasă-mă, merită poporul? Pentru că nu i-a sancționat niciodată, mă. El le-a promis de 27 de ani. Băi, se ei nu înțeleg, mă, de 27 de ani. Tudor, două secunde. Există vreo emisiune să spui ce rol are votul tău? Toate emisiunile spun că l-a furat și care a furat e bine mersi acasă și șmecher și care a luat o găină și un porc, cum a fost în emisiune, rupe pârnaile. Mă ascult și pe mine un pic. Uite, fii atent, că stai în alta, am un prieten, am care la pârnaie, majoritatea mea este la pârnaie, da? Ce prieten ți-ai ales? Păi nu, că majoritatea oameni politici sunt oameni de afaceri, dar și care au cochetat cu alte... Dacă i-a rupt pe tot ce umple pârnaie cu ei. Da, pe eu rupă ce puțin am... 4-5 luni pe zile. Hai, n-are, hai, așa, ei, și a făcut o contestație împotriva drepturilor din Pârnaie, a câștigat-o și acum îl mută din pușcărie în pușcărie, de mai știe familia unde e și mutându-l din pușcărie în pușcărie, nu intră în drepturi și familia nu are cum să-i trimită bani, nu are cum să-i trimită mâncare. Adică e un fel de pedeapsă, un fel de pedeapsă, da. Își bate joc de el. Își bate joc de el. Corect, pentru că și-a permis. El tot timpul pe cursă, a câștigat un proces cu condițiile de acolo, mă. Da, păi de ce nu vine și-a din piață să-și dea foc și acum, mă, mâncați-aș gura ta. P-
Păi dacă nu e așa cărțile făcute, adică, așa? Dacă nu sunt cărțile făcute așa. Mă, ce dracu. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Da. Ai început să fii dibaci că umbli pe la televizoare. Nu, doamne, nu. Eu umblu la televizor mai cu... Nu, mă, tu te duci la foarte multe emisiuni de televiziune și ai început să devii dibaci. Nu mai de divertisment. Păi la mine văd că nu-i de divertisment și vii. Da, da. Asta, ce se întâmplă? Ei nu știu eu ce... Eu sunt bucuros că prietenia noastră te face să vii la o emisiune care nu e de divertisment și nu e la ora la care știi tu să faci emisiuni. Părerea mea că ei habar n-au ce votează și ce se întâmplă la vot. Serghei, ai trăit cu impresia greșită că m-ai dus cu preșul. Eu te-am întrebat ceva și nu mi-ai răspuns. Da. Poporul român din care tu, eu și uite că domnul cameraman, regizorul nostru, toată lumea facem parte, nu, merită. Poporul român nu merită. Poporul român a fost manipulat, îi manipulează și acum. Fii atent, eu am foarte mulți tineri în jurul meu. Și le explicam, bă, în America, dacă faci o infracțiune și asta, îți ia dreptul la vot. Ei tot mor de râs. Eu nu m-am dus niciodată, bă, fraiere, ce drept să-mi ia? Păi, bă, prostule, dacă nu te duci niciodată, ce mai mări? Cum sunt ăștia din piața? M-am mai votat? Nu, pe ce mai mărim? Mamă, dar ce boală am pe chestia asta. Nu știu, n-am vorbit nimeni. Adică că... nu, aici ai dreptate 100%. S-au dus în piață. Hashtag rezist. Băi, dar la vot rezist? Ai rezistat la vot? Nu prea am fost la vot. Nu am fost la vot, niciodată. Băi, dacă n-am fost la vot, bravo, aici aș perfect de acord cu tine. Asta e una. Perfect. A doua, le explic la aia țară. Bă, luați o gălată, luați o cămașă, luați un porumb, vă bucurați acum ca fraierii și patru ani plângeți. Păi asta fac de 27 de ani. De 27 de ani au votat după porumb, zahăr, șpagă. Am un cunoscut, nu-i dau numele, care a fost politician și a fost prietenul meu. Lui și familia la dans, am dreptul. La dans, da. Așa, care a fost ales în 3 locuri și îți dau toată lumea de acolo dacă n-a mai călcat vreodată în viața lui acolo, mă. Și asta se întâmplă cu majoritatea. Vă promit eu că vin eu în Constanța să vedeți ce fac eu în cartierele alea. N-a fost nici măcar la mare în Constanța, nu că nu s-a mai jucat în ăla lui. Nu vorbești de Mădălin. O, l-ai ghicit? Mai turnat. Ești răutăcios. Mădălin e prietenul meu de 30 ceva de ani, mă cunosc cu el. Nu, dar nu se poate apăra. Păi ce să apere? Du-te în Giurgiu, uite. Să intre domnul Rădoi, care e un serios, da? Colonel Rădoi. Da. Să intre, dacă mă audeam, să intre de câte ori a fost în Giurgiu. După ce l-am scos deputat acolo, sau senator ce l-am scos. Cristiu ce l-am scos. Pe Cornel. Nu. Pe Medelin. Pe Cornel l-a tăiat că l-a scos pe ăla. Da. Deci asta este povestea. Eu nu înțeleg cum ai putut să... Eu știu, sunt pânte puțini care știu că și în perioada elaltă, în anii 80, tu cu Mădălin erați într-o tovărășie. Dar nu e nimic tovărășia cu asta. Și să mai îți explic ceva care este toată șmecheria. Cum văd eu cu căpățâna mea. Toți sunt din FSN. E, bravo. Ei s-au rupt. Și aproape toți, hai ca să fim clini. Aproape toți. Eu am văzut pe ăștia care vin acum tineri. Nu e crin, nu e din PSL, mă. Și ce a făcut crin? L-a scos pe crin în 2 secunde cum au vrut ei. Șacalii. Cine l-a scos pe crin? Nu s-a scos singur? Da, nu, așa i-a venit eu. Adică era președinte 100% dacă rămânea în formație și a venit noaptea, s-a scoat așa și a zis, bă, nu vreau președinte. Mai că tu crezi că a fost lucrat crin Antonescu? 100%. De către? Păi, adică fii atent, eu nu merg decât pe logica mea care o am în cap, da? Dacă tu tragi și lupți atâta timp, te bați cu toată lumea să ajungi președinte, când ești președinte 100%, că dacă mergeau în formula aia, când ești președinte 100%. Eu știu, nu dau nume ca și tine, da? Dar un politician foarte tare, da? Că Ponta l-a lucrat. Că Ponta n-a vrut să se țină de cuvânt. Ăsta, Crin, cu toată oastea... Ascultă-mă, oastea liberală l-a făcut premier pe Ponta, că l-au făcut premier. Deci, și când a venit la... Exact. Când a venit, cum se spune, în București, noi la mine sau la tine acolo în primăverii, când a venit la Cașcaval, nu, vă stai un puțin că nu mai îl punem pe ăla. Și atunci, normal, Crin a avut o suferință gravă, așa știu eu. Așa știu eu. Eu zic așa, când... La tu care ești nu, grav cu Ponta, nu, și ești cu PSD. Eu nu sunt cu Ponta, mă urc cu PSD. Fii atent, eu zic următorul lucru. Când te bagi într-o bătălie de genul ăsta, unde sunt numai șerpi, șopârle și balauri, că toți sunt, și chiar dacă vin de mici, sunt crescut tot reptile bătrâne care știu exact ce învață, nu? Exact ca la pârnaie, când intră hoțul tânăr, ăla bătrân învață. Cum să intri cu chei potrivit la dumne seară? Nu? Adică, pontoarca. Pontoarca. Exact cum învață păștia, așa învață păștia. Păi spune-mă un care... Deci n-avem nicio șansă. Din punctul meu de vedere, eu zic că nu mai avem nicio șansă. Adică după 27... Deci știi că n-ai voie să spui la televizor chestia asta, ne amendează ce ne-au, cum? Ăia mici, ce ne-au, nu m-a amendat, eu am acte că sunt redus mental. Ai acte în sensul ăsta? Am acte în sensul ăsta. Hai că m-am scos, deci la CNA mă duc cu actele. Deci acte făcute de nemți, puteți să faceți orice, că pot să mă bage la Bărăceanca. Deci ideea e așa. Deci ideea este felul următor. Băi, ascultă-mă. Eu știu la tine că ești... Da, zi. În primul rând că îi cunosc majoritatea. Tu ai văzut că toți și toți
ai stat acolo între ei. Acum o să scuipă, să bat, să fac și când e să apară toți în tovară. Nici n-apucă să iasă afară la cârciumă să facă. Bă, dau, o dau parte în parte la cârciumă. Și să vă spun ceva, de ce n-avem nicio șansă. Tot din căpățâna mea, să-i spun CNA-ului, că te-a dat cap, așa un os în cap. Nu există doctrină în România. Ce e doctrină? Adică, da, și dreapta și corea? Ai, mă, te mete cu prostile. Pe care e dreapta, care sunt? Niciuna. Păi atunci? N-ai nicio legătură. Păi ce spune că nu există doctrină? Vrei să spun ceva? Ioane, știu că ești la telefon, stai un pic, știi că noi avem telefoane cu oamenii. Imediat, adică, imediat, e un fan de-al tău la telefon. Vreau să spun ceva. Am făcut un test cât am fost senator, eu fiind și gazetar de meserie, i-am întrebat într-o zi, băi, Serghei, nu exagerez, 20, 18, 20 de colegi, nu conta ungurii, peneliști, peseliști, de unde vine expresia politician de stânga sau de dreapta? Doi au știut, bă, doi, unul e Joană, unul nu contează, că nu știe nimeni, e de la unguri. Bă, doi, restul nu știa că în Anglia, în Parlament, se stă, laburiștii stau în stânga, și conservatorii bă, stau în dreapta. Și a ditat în fiu, nu se mută nimeni. Nu știe, bă, lumea. Da, Ioane, salut, ești în direct. Da. Păi zi, da. Alo. Da. Zi, Ioane. Și BG și tu? Cum? Și BG și tu, doar. Suntem amândoi, te ascultăm, Ioane. Amândoi la Balamuc. Amândoi la Balamuc, noi? Da. De ce nu-ți place, Ioane? Ia mâncați așa Balamuc. Dar de ce? Ce nu-ți place? Stai că e bun, Ion, da. Suntem nebuni amândoi. Suntem nebuni? Păi asta e șmecheria, să fii nebun, că dacă ești normal, ești fraier. Stai mă puțin să vorbim. La Balamuc, băieții, la Balamuc. Noi doi? Amândoi, de mână și de cât. Dar de ce te uiți la B1? Din greșeală. Băi, Ioane, lasă eu asta, spune. Ai telecomandă, Ioane, poți să-ți o bagi în gură? Nu, în gură, telecomanda, de nef, s-o muști. Nu te uita, Ioane, chiar nu te uita că tumblă la cap. Să confirmă. Bine, oprește-l. Nu, dom'le, e bun, Ioane, mi-a plăcut. Nu e bun. La penitenciar, Ioane, nu ne trimiți după noi. Vezi efectul servei? Intră, stă la telefon, asta mult să prindă legătura, ca să spună să mergem la Balamuc, că suntem amândoi nebuni. Poate suntem nebuni, mă. Poate are el dreptate. Păi, atent, nu, acum, serios. Te-ai gândit că s-ar putea să aibă dreptate? În România, nimeni nu acceptă ideea altuia. Dacă le spui adevărul... Nu, că adevărul. Deci, ca să zic, mă, ia băiau cu Ion ăsta, lasă-l pe Ion. Serghei, unu-i prost, că ai curg bale din gură de prost, dacă îi spui adevărul, bă, ești prost, prima reacție e dușmănia. Prima reacție. A doua, ești nebun. Cum să fiu eu prost? De ce, băi, spui prostului, băi, ești prost? I-ai spus, și eu le spun la fel, ai votat tu, românule, nu toți, majoritatea. Bă, 27 de ani ai votat, după pește, după mălai, după zahăr, după șpagă, după pric. Erau în Ilfov unii care primeau pantoful stâng înainte de vot. Da, știu totul. Știi? Păi cum nu stau... Și pantoful drept îl primea după vot. După vot. Da? Se făcea subeică cu buletinul de vot. Și acum dacă le spui, bă, suntem o nație care nu merităm, bă, mergeți amândoi la Balamuc. Poate dar are dreptate Ion, poate dar povestea, când, să vezi, bă, politicieni, când vine la televizor, dom'le, eu nu cred că se dă. Eu nu am idee că se dă, când se dă ca la Balamuc. Da. Nu, da, păi se dă ca la Balamuc. Te-ai apucat de construcții? Da, mă vrei să mă faci cu TVA-ul, să-mi dau foc cu TVA-ul. Nu. Păi zis că te-a pus de construcții. Da, dom'le, sunt cu... Ești investitor în construcții. Sunt cu blocul aproape gata, dar ți-am spus și aici, adică toată lumea și-a pus seama, nu știu, a venit și cu, o ascultam ieri pe mașină ce a spus, eu n-am înțeles, bine, eu sunt și mai idiot, dar a zis că nu vrem noi, adică cum nu vrei, că dacă e TVA zero până anumită asta, așa au promis. Câștig și eu, câștigă și ăla care cumpără, nu? Păi da, dar nu câștigă el. Pe și lor nu le ajunge cât au câștigat, mâncați în limba ta. Îi câștigă de pe toate. A fost promisiune electorală. Bă, că nu ia impozite acum, vor și cu, la restaurante, că să-ți ia pe scaune, pe toate aberațiile care poate să existe. Am prieten în Germania, are de 29 de ani cârciumă. N-are avut un control. Român. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Îmi pare rău. Și... Îmi pare rău să aud. Noi? Păi am... De câți ani ai cârciuma? Am cel puțin 20 de controle pe lună. Pe lună? Nu cred așa ceva. Dacă spun? Pe cuvântul tău, donor. Vin toți. Câte șpagă ți se cere lunar? Nu mi se cere, că eu nu vreau să bag oamenii. A, bine, hai, corect, da. Bună seara, sunteți în direct. Salut, bună seara. Salut. Dar mă duc aminte, Serghei are foarte multă dreptate în tot ceea ce spune. Și lui nici nebun cum vrea să pară, mai mult decât simpatic. Dar vreau să spun un lucru, a făcut sau păcarea, că dacă ăștia ar face 20% din drumuri care le promit, cred că am ajuns eu în Londra, și eu în Islanda,
Celor e frică să ajungă, să ajungă acolo. Ca să nu plecăm, să lăsăm țara goală, da, ai dreptate. Dacă avem autostrăzi, o tuneam tot. Nu mai, dacă ar face două de ajunge în Anglia, până Irlanda, ce e frică, mă, să ajungă. Auzi, care, fii atent, întrebare. La tuturor celor care intră în direct, le pun aceeași întrebare, deci pregătiți-vă. Care este cea mai mare nemulțumire a ta? Alegeți una dintre toate nemulțumirile pe care le ai. Cea mai mare mulțumire e că toată că accesăm la promisiune de șarcă. Bine. Nu ne dăm seama că ne minte fiecare dată. Mersi mult. Care e cea mai mare, cu drag, așteptăm și alte puncte de vedere, care e cea mai mare nemulțumire a ta, Serghei? Da, sincer, acum lăsând orice discuție. Problema din spitale. Din spitale? Da. Foarte interesant. De mori în România, mori, mai ales în provincie, mori cu pe zile. Capete. Cu zile. Cu zile. Adică nu cu zile, cu zile. Da. Asta e cea mai mare nemulțumire a ta. Păi nu se poate. Îl trimite pe prietenul nostru, Pavel Rudenco. Cum să nu? Da? Da. Deci Pavel Rudenco a căzut pe stradă, mi-e și așa. Știu povestea. Așa? Și m-am dus acolo, la Reșița. Ei au văzut ultimul Pavel meu. Pavel a ajuns legumă, mă. Da, eu îl țin. Într-un azil la Reșița. Știu, eu n-am vrut să deschid subiect. Da, știu, nu, am crezut că nu vrei să spui. Dar nu mă interesează, că nu e chestia asta. Deci au luat la telefonul, m-au chemat acolo. Mă urc în mașină, mă duc la Reșița. Unde e spitalul? Mi-a arătat o clădire acolo, spitalul județean din... Mai dăm așa. N-avea nici ușe. Spitalul. Și intru acolo, zic, bună ziua, aș vrea să vorbesc și eu cu doctorul. Am ajuns pe la 3-4. Păi n-avem doctor, pe ce avem? Păi avem o măicuță care moare, îi pune lumânare. În spital, bărbați, femei, tot ce era acolo la grămadă. Câți ani sunt de la necazul lui Pavel? 5. 4 ani, dar nu are importanță asta. Mă duc la profesor, la doctor, dom'le, ce să fac ca să-l salvez? Pe ce ia-l de aici? De ce? Pe aici moare deshidratat. Adică cum moare deshidratat? Adică nu îi dă nimeni apă, mâncați aș vrea, el fiind paralizat. Spus directorul spitalului, nu mi-a spus mama, tata, Vasile, Gheorghe sau altcineva. Și am zis, m-am dus, am cumpărat medicamente și mi-a zis, dați-le acolo sub cheie că dacă lăsăm așa, nu mai avem nimic, nu se poate așa ceva. Un spital... În România, secolului 21, eu știu povestea de atunci, acum 5 ani vorbeam cu Serghei, eram cutremurat de soare. Un prieten și acum, de 30 și acum ceva de ani de-a lui. Am văzut o groază de chestii ce se întâmplă aici, în spitalele românești, adică asta cu microbi și cu toată asta care este la zi. Deci cea mai mare insatisfacție a ta, asta e spitalele din România. M-am dus afară, am avut experiența cu spitalele de afară și nu că suntem în epoca de piatră, nu existăm. Și având doctor foarte bun, aici e mare nenorocire. Având specialiști și profesori și doctor, dar noi altă șmecherie facem, îi băgăm la pârnaie pe ăștia. Sau îi punem pe curs afară. Ori îi obligăm să vină, ăștia consacrați. Păi majoritatea doctorilor mari au cazier. Ori dosare pe rol în fază terminală, ori sunt la Londra, la Hamburg, corect. Irina Bobescu avea dosar, Brădișteanu, dosar, adică... Corect. Păi, doctor, adică nu se poate așa ceva. Și îți mai dau un exemplu. Un prieten de-a meu din Germania, chirurg șef, că de asta sunt foarte supărat, la un spital de acolo, a ieșit la pensie cu 70 de milioane de euro în bancă. Prietenul meu, Knezev, chirurg șef la etajul 2, operat în spital, lua microb, în căruț. Da, așa. Cu 10 milioane pensii. Așa. Asta e diferența. Da, dar știi care e chestia? Că ăla te face bine, mâncați aș gura. Politicianul ce-ți face? Ori mai mult, ori mai puțin. Că nu, până acum nu avem nimeni în 27 de ani să ne dea. Deci au venit unii, au luat mai mult, unii mai puțin. Să fie sănătoși. Dar aici, dacă ai vreo boală sau o chestie, ești mort. Ești halit. În București, bună seara, sunteți în direct. Alo? Alo? Da. Seara bună, cu Serghei vreau să vorbesc. Da, zi-mi. Ștefan Banu sunt eu, cu mătru, și vreau să felicit puțin pentru atitudinea lui, pentru că, sincer, eu știe cine sunt eu. Da, dom'le, cum să nu știu? Știu Ștefane bine tot, dar ce? Da, noi vorbim despre faptul ăsta că și tu, întâmplător, ai intrat într-o negociere, tu știi de unde vin eu. Ne chinim oamenii normali ca să facem ceva pe lumea asta. Ștefane, care e cea mai mare, întreb pe toată lumea, care e cea mai mare nemulțumire pe care o ai ca cetățean român? Că... Spunea și Serghei, pentru că întâmplător noi deasupra noastră când vrei să faci ceva, ai vreo 200 de oameni care vrea să spună piesă. Serghei știe bine despre ce vorbim, pentru că într-adevăr, în momentul când vrei tu să ai... Să faci ceva, să ai 20 de oameni pe care să le dai de mâncare. Să faci o afacere! Ștefan, atunci vin și dau un cap!
Dacă nu ești multinațional, asta multinațional ești la revedere în România. Știi foarte bine, bă, că tu ai încercat. Stai un pic, Ștefane, stai un pic, Ștefane, stai un pic la telefon. Băi, Sergei, vreau să spun ceva, că tot am auzit... Da, băi, Ștefan a lucrat la Intercontinental și a făcut afacerile lui și a avut mai meserioase. Și omul de meserie. Băi, tu n-auzi, prostală asta am mai auzit-o în repetate rânduri, bă, chiar ai spus-o și tu data trecută când ai fost la mine la vicine. Bă, multinaționalele, n-au mă nicio vină. Dacă ele au venit într-un sat fără câini, unde ăștia efectiv au stat în genunchi cu gura, nu spun unde. Da, domnule. Ei, ce vrei să zică? Stai, bă, că nu vă fur, nu repatriez profiturile. Nu! Când au găsit un sat fără câini. Exact. Da? N-au nicio vină. Și vreau să spun o treabă, dacă multinaționale n-ar fi acum în situația asta, ne-am duce pe tobogan cu țară, cu tot. Pe unde mai ducem? Că suntem. Unde? Pe care tobogan? Ia zi, Ștefane, ia, n-am dreptate? Da, e mare dreptate, Sergei, pentru că faptul că noi încurajăm cel puțin oameni care au 20 de oameni în spate, 15-20, face numai lucruri care să ne coste mai mult decât multinaționale, dar eu, și fac treaba lor, perfect. Deci, Ștefane, e limpede, în România, noi, cum suntem așa noi, și dacă vrei să faci o afacere să fii corect, n-ai cum, că n-ai cum, că dacă plătești totul, ești în pagubă. E elementară chestia. Ești parit în minutul 2. Da, sigur. Știi bine despre ce vorbim. Te felicit, Sergei, pentru mine ești un om care ai o opinie și eu sunt alături de tine. Mersi mult, Ștefanuț, mersi mult. Așteptăm și alte telefoane și alte păreri despre invitat, dar nu atât despre invitat, cât despre România, despre noi ca popor, ca neam, dacă merităm, dacă nu merităm, dacă noi suntem de vină, dacă ei aleși sunt de vină. Zi-mi și mie, cum ți se pare povestea asta, dar sincer, că ai trăit foarte aproape de securitatea lui Ceaușescu, erai acolo, mână-mână cu ei, gard-în-gard cu ei. Nu, curte-în-curte, că stăteau să păzească mâna pe mine, pe tata, că n-am avut eu să mă păzească mâna. Păi eu când am spus să stai mână-mână, da, la tine mână-mână, în curte erau ei acolo. Normal, da. Păi ce, nu știu unde erau. Așa. Cum ți se pare asta cu SIPA și cu faptul că arhiva SIPA a dispărut, a fost arsă, a fost topită, a intrat Macovei în arhivă și a luat dosarul, nu știu, cum, toată povestea asta e contrafăcută. Deci pe mine mă dă peste cap o chestie, uite, tot o chestie de manipulare. 99% din tineri în România susțin că Macovei este persoana cea mai de dreaptă. Un procuror comunist care a bătut, care a tăvălit și la, a bătut lume și la, după, la Măgurele. Băi, ai vreo dovadă? Păi, cum doamna dat... Macovei a bătut oameni, cum să spui. Nu, doamna procuror, a venit, nu i-a dat, nu cred că a dat, că dădea cu stânga și cu dreapta, dădea la ficat. Înțelegi? Băgată tot cu niște relicve ale comunismului, dar asta nu mă interesează pe mine, toată lumea o consideră că este de dreapta. Un om care, din punctul meu de vedere, are o ură, eu am cunoscut-o bine, că venea pe la mine consuma, că dar n-a lăsat importanță, care are o ură pe această nație, nene. Și noi o trimitem în continuu, ți-am spus de trecută, noi trimitem oameni care ne urăsc să ne reprezinte afară. Păi a fost aleasă de popor, mă. Se zicească popor, popor habar n-are. Mă, la popor nu a fost la vot la europarlamentar. Dacă mergem acum în provincie și că am întrebat acum să râd cine e președinte, habar n-au pe la țară. De ce a pus și atunci de ce a pus-o Traian Băsescu ministrul justiției dacă zici că e fost procuror? Adică Băsescu nu știa că a fost procuror comunist? Ba da, și ce, Băsescu vine din capitalism? Ce, Băsescu a fost cu regele Mihai? Cu cine a fost? A fost legionar? Ce a fost? A fost comandant de navă. Păi și toți provin din același sistem. Ce mai frecăm acum? Că ieri mă fac să vorbesc ca iurea. Adică cum? El era legionar și pleca afară cu nava. Nu, legionar nu era. Te-am încurcat, a? Nu. Deci făcea parte tot din sistemul ăla. Mă abțin, nu mai încurcam, mă abțin. Da, înțelegi? Pii. Deci atunci, și a pus-o la... pentru că ea a făcut absolut tot ce a trebuit, tot ce a pornit, din punctul meu de vedere. Ai ceva de împărțit personal cu doamna Macovei? Nimic, doamna, nu auzi că a fost o vară și bună cu un asociat de-al meu când a fost la guvernare în aceeași perioadă, nu. N-am absolut nimic. Dar... au pus la punct exact tot ce trebuie, și cu banii la case, și cu exact cum a făcut, și cu codul, și cu tot. Știi cât ai stat în Germania? Că nu știu, 4 zile? Asta 7 zile. 7 zile. Și ce s-a întâmplat? Un eveniment pe care n-ai de unde să-l știi, că era în Germania. S-a întâmplat acum de curând în România, aici, pe lângă București. A luat foc cel mai mare depozit, fii atent, cel mai mare depozit de documente bancare și ale multor firme importante de România, ars. Pe ars. Pe la Revoluție ars. Când au atacat ăia... miliția, că era miliție, ce asta? Exact ce trebuia. Da. Nu? Da. Am 3-4 cunoștințe care care au colaborat cu securitatea, au avut funcții importante politice și cazierul a fost gol când s-a căutat.
De ce a ars cel mai mare după părerea ta? Păi ca să-ți șteargă totul. Prieteni buni de al lui domnul Ion Iliescu erau ăștia. Adică care au ajuns primii acolo. Și au dat foc. Păi nu că s-au scos. Dar știi care e norocirea? Acum știi că am stat și eu puțin printre ăștia și pus și în familie și astea. Mico, cum se vezi, care există. Ei nu există să nu aibă și bă, în altă parte. Aici după scaunelor s-am spus că toate sunt microfilmate. Nu există. Și după aia le ard. Nu există. Ești de acord cu mine? Păi și că le au pentru că începe și șucă în trei ca să poată să ardă unul pe altul. Deci, ești de acord că toată arhiva aia care a fost topită a fost întâi filmată? Fără discuție. Ești de acord că toate dosarele alea există? Fără discuție. Ești de acord că se trag de hățiuri unii pe alții? Cu filmele, cu microfilmele? Păi tu ai văzut cum se sucesc, cum își sucesc ideea politică în două secunde? Vine și dă cu el, mănâncă pe ăla, vine puțin, îi dă ăla, face un semn, face două, De ce a apărut scandalul SIPA acum, după părerea ta? Că SIPA durează de în anii 90. Părerea mea acum că este o luptă, ți-am mai spus data trecută, acum se bat între ei. Pentru? Păi în cazul lui Băsescu e pentru că oamenii lui, într-adevăr, că i-a spus gura lui că trei se bat cu trei și s-au luat de familia mea, adică ce a creat el, exact cum a fost cu Frankenstein, cine, parcă l-a murit pe da? Da? Înțelegi? Și acum eu vor să o curețe și pe, știți că toți dau în Macovei, cu toată asta, da? Da. Și eu mă vor să o curețe pe Macovei, că e cazul să o curețe pe Macovei, din punctul meu de vedere. Da, de ce? Ce scopă? Pentru că sunt două ținte acum, majore. E cazul să-i curețe pe toți, din punctul meu de vedere. Da, da, tu ai văzut că familia fostului președinte este vizată clar. Clar, fata, fratele, nepotul, ginerele, toată lumea. Deci părerea mea este în felul următor. Poate iar să ia, iar mă face, că mai m-a făcut dată, nu știu, mărezit la comunistul sau asta. Deci, el ce-a... Dar cu bețiv? Nu, bețiv, așa mă făcea bine, că bețiv a fost. Mă ridica în grad. Da, nu. Vezi cum se spunea când eram tânăr? Mara ai vise de vie. În Austria, bună seara, sunteți în direct. Vă salut, domnule Barbu, și îl salut din respect și pe domnul nostru, Sergei Mizi. Bună ziua! Bună! Mă pun și la el la televiziune, vă doresc cele bune. O rugăminte am la el să candideze pentru președinție și să nu mai spună ca bătrânul comunist că mi-a băgat sula în coastă, să le bage scula în cur și să-i băi, 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 vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos. Oprește, taie microfonul! Puțin respect și puțină educație nu strică. Cum putem să vorbim așa? Eu înțeleg că emisiunea astăzi, având invitat... Dom'le, eu atrag lumea asta! Mă, dar tu atragi rău în... Malefic, mă, băiete, niciodată nu s-a vorbit urât în emisiunea asta. A intrat băiatul ăsta dereglat din Austria să vorbească urât. Eu sunt... Vă rog frumos! Eu sunt... Uită, scuze-mă, Serghei! Dar nu vreau să uită copiii la emisiune, să dacă vorbiți, vorbiți așa, pentru că asta este, eu înțeleg. De ce nu candidez? Pentru că nu am cum să candidez la președinție. Dacă ai fi președinte în România, da, sincer, reduce la absurd, tu n-ai să candidezi niciodată. Dar dacă n-am niciodată președinte... politică, n-am niciun membru, am niciun partid, da, domnule. Dacă ai fi președinte în România, da. Și într-o țară, nu cum e România, unde nu se știe dacă suntem parlamentară sau prezidențială, e așa la mijloc. Dacă ai fi președinte într-o țară prezidențială, cum e în Franța sau cum e în America, da. Adică decizia ta chiar e decizie. Da. Care ar fi primele trei decizii care, pe care le-ai luat spre binele neamului? Prima decizie care aș lua-o și cea mai importantă pentru mine e să redevenim români. Păi cum, dai o lege, nu, să nu mai fim preșuri, să fim mândri că suntem români, să nu vorbim pe afară că ne dăm italieni. Păi sunt vorbe astea. Să nu, spun, să nu ne fie rușine afară că să facem parte din nația asta. Și măsură ei ca președinte ca să fie românul demn. Păi, nu există. Păi nu, păi, deci asta, deci, îi readuc prin măsuri concrete. Păi da, prin măsuri. Deci aș ridica intelectualii care au dispărut complet din România. Cu ce se ridici? Să le faci, eu le-aș face condiții cum a fost condiții pe vremea înaltă. Pe vremea lui Ceaușescu? Da. Adică? Adică, de exemplu, eram pictor, da? Aveam casă de creație, aveai. Gratis la mare, da. La munte, da. Oriunde în țară, da? Da? Aveam atelierul plătit de către stat, acum sunt la Cizmari. Uniunea e desfințată, a dat-o acolo, a luat cineva casa, acum sunt la Cizmari, da? Acum, dacă vreau să fac o expoziție, îmi plătesc sala, îmi plătesc curentul, îmi plătesc catalogul, îmi plătesc totul. Atunci, Uniunea, dacă eram membru al Uniunii, îmi plătea catalogul, îmi plătea sala, îmi plătea totul. Dar acum vreți să ne întoarcem la comunism? Nu! Pentru artiști. Japonezul are artistul, e nu opera și el e în patrimoniul național. Păi da, mă, dar tu vii, stai bă, că nu e... Stai puțin! Eu îți plătesc statul, sală, îți fac aia și tu vii tablouri și îmi dai nu, nu, păi dacă nu mă lasă să te emit. Ia zi. Și aveai obligația
să dai niște lucrări. Așa, da. Mergeam, de exemplu, să mergeam în provincie, te chema prin secretarul, 10 pictori, 10 sculptori, îți dădea masă, casă, bani, materiale, lucrai, două le rămâneau lor, restul luai tu, mai ales pentru sculptor, mai există un sculptor. Eu... Pe tu să-și ia piață, cui să vândă, cine ia statuia să o vină, o pui în nas? Așa, cu scriitorii. Aveau condiții casa scriitorilor, peste tot. Adică, bă, să lasă creze pe la mă. Nu se poate crea când ești mor de foame și te gândești că ți-a venit mâine controlul, că mâine ți-a venit copilul, n-are să putească gaze. Toată lumea, hai mă, că toată lumea într-o foame totală în țara asta. Ce mai... Deci nu există, mă. Eu bine, mă, și acum sincer, dacă s-ar apuca lumea să scrie ca în perioada aia, cine ar citi? Nu, dar ce? Dar ceea ce unul s-a scris că bune, ce barbă a scris pe VST până dimineața? O, Doamne, cărți minunate, cum? Dar ce? Băi, și unul a scris pe vremea aia? Atunci se citea. Eu zic așa, ba da, nu există. Film. Mai avem până la publicitate. Luăm publicitate acum, 2-3 minute, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, chiar dacă sunt unii care consideră că trebuie să merg și eu și Serghei la Balamuc, sunt alții care apreciază foarte mult emisiunea și eu cred că Serghei este un spirit care trebuie apreciat. Revenim imediat.